Salutare prieteni, mai facem un nou episod din The Higher or Lower Game. E un joc destul de interesant, am jucat de ceva vreme. Am reușit să fac un scor destul de bunicel, 28. Am văzut că v-a plăcut destul de mult jocul și mai facem un episod. Probabil mâine o să apară ceva wrestling și duminică seară poate o să facem un live stream. Ne jucăm acolo ceva, cariera cu Steaua, probabil și un draft, nu știu ce să zic, vedem. Ia să vedem, știți care e faza cu jocul ăsta? Trebuie să spunem dacă chestia din dreapta, poza din dreapta și ce e acolo, are mai multe căutări pe lună decât cei în stânga, adică Floyd Mayweather și contra ateism. Păi, nu cred că lumea caută totuși așa de tare ateism, așa că dăm lower. Oricum, Floyd Mayweather are 2.740.000 de căutări și văd acolo că este îmbrăcat în tricoul lui Manchester United. Interesant. Ok, deci dăm lower aici. Da, 301.000 de căutări. Văd acolo în stânga jos cam 14, da, pe telefon. Există și pe telefon aplicația. Acolo am 28. Rear window. Habar n-am ce chestia asta, dar dăm lower. Da. Michael Bay. Ținând cont că e o persoană, dar nu știu cât de cunoscută-i persoana asta. Hai să dăm higher. Ok, am avut noroc. Sincer. Aba. Aba, baba. O trupă ceva. O trupă veche, sigur. Aș da lower, dar să nu cumva să mă înșel. Ce să facem aici? Cine naiba e asta? Aba. Ia să căutăm, fraților. Da, formație muzicală. Exact ce ziceam. Dar nu cred că se mai caută. Din 1972, hai să dăm lower. Oi de capul meu câte căutări mai are și în ziua de azi. Vreau să-mi spuneți și voi acolo în comentarii ce scor ați reușit să faceți. That penalty, 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 frate. That penalty. Sau Adele. Păi frate, Adele cred că are o grămadă de milioane de căutări, cred că vreo 7-8 milioane. Uite, 4 milioane. Aș vrea să am low school. Dăm lower, clar. Cine aibă caută ceva cu școală. Seven Samurai, ăsta sigur are ceva mai mult. La limit a fost egal. Clash of Clans. Ăsta e un joc destul de interesant, l-am văzut la un YouTuber român. Dar sincer nu-mi place jocul absolut deloc. Dar sigur are multe căutări. Oi, 11 milioane 100 de mii. Cât de grea e asta. Rafael Nadal, jucător de tenis. Unul dintre cei mai buni. Nu doar jucător de tenis. Dar ținând cont că Clash of Clans e un joc pe care poți să te joci în fiecare zi. Ceea ce nu poți să faci cu Rafael Nadal, nu cred că pe Rafael Nadal îl caută atâta lume și bla bla. Să aibă și el vreo 2-3 milioane. Deci o să dau lower aici. Un milion. Chestia asta va fi lower. Da, doar 33.000. Racing Bull. Asta cine mai va fi și asta vreun film? Hai să dăm higher. Da. Am ajuns la 7. Machu Picchu. Ceva interesant, monumente acolo, chestii, vrăjeli. Dăm higher. Da, multe, multe căutări. Saving Private Ryan. Asta e un film și un film foarte bun. Sincer și eu am vrut să mă uit, dar l-am ratat odată la televizor. Și după nu l-am mai căutat pe internet sau așa, hai să dăm higher.
Oh, într-adevăr, cam nu trebuia să mă aștept să aibă mai mult de 800 de mii de, nu știu ce a fost în capul meu. Santorini e o insulă din Grecia, sau Whitney Houston, hai să dăm higher. Oh, da, am avut dreptate, Amsterdam. Ok, dăm lower aici. Oh, la egalitate. Oh, ceva cu dentist aici. Probabil albire, ceva, dăm lower, clar. Vai, ce nu-mi place chestiile astea cu dentiști, CrossFit. Hai să dăm higher. E bulan asta. Oh, 1.200.000, e bine. Abortion. Aborțiun. Avortare. Dăm lower. Multe, multe căutări și pentru asta. Prosecco, băutură. Mulți bețivani în ziua de azi. Probabil să aibă ceva căutări. O, la egalitate. O altă băutură și arată foarte interesant. Dăm higher. O, din nou egal. Hip-hop. Da, un gen de muzică. Sigur, are multe căutări. Sigur. Da, mă așteptam la mai multe. Ok, planeta Saturn. Bă, asta e grea, mă. Cine naiba ar căuta planeta Saturn? Totuși aș merge pe higher. Hai să încercăm. 3.350. Cine caută? Multă lume. Ok, Walmart. Interesant, ce naiba va fi asta? Ia să vedem. Cea mai mare companie din domeniul comerțului cu... Da. Înființare 1962, bla 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 bla. Cea mai mare companie din domeniul comerțului. Interesant, deci ar trebui să avem multe căutări. Uai, de capul meu, 37 de milioane. Identity theft. Mergem pe lower aici. N-avea acum. Manuel Neuer. Clar. Asta e cu fotbal, ne place nouă. Mergem pe higher. Are și asta vreo 700. Pe aproape. Arjen Robben, uite. Colegul lui Neuer. Oare cine are mai multe căutări? Asta e tare. Asta să fac o poză. Aha, asta e cea mai bună întrebare. Manuel Neuer sau Arjen Robben? Oare cine are mai multe comentarii? Căutări, pardon. Ia, lăsați-mi și voi acolo în comentarii cine credeți că are mai multe căutări până o să răspund eu. Mă, sincer, Neuer e mai în formă acum. Deci, aș merge pe lower aici. Voi ce credeți? Hai pe lower. Oh, și am avut dreptate. Manchester United, o categoric aici, că are mai multe căutări Manchester. 11 milioane. Pur. Lower. The Lord of the Rings. Da, foarte interesant filmul. Vi-l recomand și vouă. Era și un joc. Hai să mergem pe higher. Lui Suarez, bă, clar. Stare vreo 1.200.000. Și am ajuns la scorul 16 și o să facem 17. Uite că n-are. Period. Da, nu caută foarte multă lume chestia asta. Mai sunt și disperate care caută Islam. Asta sigur e destul de interesantă și uite că mi-am bătut scorul de pe calculator. Văd acum am 18, aveam 14 înainte, Islam. O să merg pe higher. Mulți, mulți care caută asta, The Matrix. Da, era ceva, dar nu cred că mai e și acum.
20, Harry Potter. Oh. Mergem pe higher. 4 milioane. Karate Bombing. Ce naiba e asta? Ia să vedem. Abar n-am ce e asta. Ceva cu... Atentate. Abar n-am. Mergem pe lower. Doar 110. Mergem aici pe higher, că totuși n-aș putea să avem mai puțin decât 110. The Simpsons. Desenele astea foarte, foarte căutate. Oh, lower aici. Goodwill Hunting, un nou film, hai să mergem pe higher. Ok, până acum. Interesant și asta. Doamne, numai chestii de-astea creepy. Avem 26 scorul și cred că aici am va fi. Hai pe higher. Oh, da. Usain Bolt. Vreau să facem un 30 de puncte astăzi, cred de frumos. Bine, mă, că treci tu cu motorul tău. Sigur are higher Usain Bolt. Nu prea multe. Mother Day lower. Oh, și ne-am dus. 28 din păcate, doar 28. Cam atâta, prieteni, cu acest episod. O să mai facem, probabil. E un joc interesant. Nu uita, dacă ți-a plăcut, să dai și tu un like și un share. Noi ne vedem data viitoare.